În această dimineață a avut loc un accident rutier soldat cu două victime, dintre care una încarcerată. Accidentul s-a produs pe DN6 între localitățile Ghelmejoaia și Prunișor. În accident au fost implicate două autoturisme și un autotren. La sosirea pompierilor, o persoană se afla blocată într-un autoturism. Pompierii au intervenit de urgență pentru extragerea victimei, pe care au predat-o în stare de conștiință și cooperantă unui echipaj al serviciului de ambulanță județean. În această dimineață, trei echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnul Severin au intervenit cu o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere și o ambulanță SMORT pentru salvarea victimelor unui accident rutier produs pe drumul național 6 la ieșirea din localitatea Ghelmejoaia spre Prunișor. La sosirea salvatorilor, o persoană se afla blocată într-un autoturism și a fost nevoie de intervenția echipajului de descarcerare pentru extragerea acesteia. Victima, conștientă și cooperantă, a fost predată echipajelor Serviciului Județean de Ambulanță. Accidentul s-a soldat cu două victime, conștiente și cooperante, care au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe din Drobeta Turnul Severin de către echipajele SAJ. O a treia persoană implicată în accident a fost evaluată la locul evenimentului de către paramedicii SMORT, aceasta refuzând transportul la spital. Pompierii au asigurat și măsurile de apărare împotriva incendiilor la locul evenimentului. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul serviciului rutier, care în urma verificărilor efectuate au stabilit că un bărbat în vârstă de 25 de ani din comuna Tâmna, în timp ce conducea un autoturism pe DN6 în localitatea Ghelmejoaia, a efectuat manevra de depășire a unui ansamblu de vehicule și din cauza neasigurării corespunzătoare a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 61 de ani din Drobeta Turnul Severin. Fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul serviciului rutier, care, în urma verificărilor efectuate, au stabilit că un bărbat de 25 de ani, din comuna Tâmna, timp ce conducea un autoturism pe DN6, localitatea Ghelmejoaia, a efectuat manevra de depășire a unui ansamblu de vehicule și, din cauza neasigurării corespunzătoare, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 61 de ani, din Drobeta Turnul Severin. Din accident a rezultat vătămarea corporală ușoară a conducătorului auto de 25 de ani, a celui de 61 de ani și a unei femei de 58 de ani. Conducătorii auto nu se aflau sub influența băuturilor alcoolice. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiuni de vătămare corporală din culpă. A treia persoană implicată în accident a fost evaluată de paramedicii SMURD, însă a refuzat transportul la spital. Pompierii au asigurat și măsurile de apărare împotriva incendiilor la cele două autoturisme implicate în accident.